Mulțumesc mult, Gabriel Mursa, doamnelor și domnilor, dragi prieteni, mă bucur să fiu aici, în capitala Moldovei, unde dumneavoastră țineți flacăra libertății vie. Mă bucur să fiu în această distinsă universitate. Eram rivalul dumneavoastră acum 15 ani, când eram la Babeș-Bolyai, dar între timp ne-ați depășit în atâtea feluri, inclusiv prin fondarea acestui institut extraordinar, care este institutul dedicat memoriei celui mai important gânditor până la urmă, pentru că gânditorii își propun să și influențeze oamenii politici și astăzi o ducem, sigur, în gând pe ultimul ei drum, pe doamna Margaret Thatcher, care a spus într-o bună zi și ține minte acea imagine, scoțând dintr-o poșetă care e greu de rivalizat astăzi, o carte de Hayek, de Friedrich von Hayek, și spunea doamna Thatcher, "This is what we believe in." Era Constituția Libertății, la fel de importantă carte ca și Fatoarea Fatală, Erorile Socialismului, ca și toate celelalte cărți pe care dumneavoastră ați avut grijă să le publicați. Știu că există o impresionantă colecție de traduceri și din Ludwig von Mises și din alți autori care mi-au influențat și mie gândirea. Sunt un conservator cu accente libertariene, sunt un antreprenor politic, nu știu dacă e important că sunt președinte, ci aș spune că sunt un om cu inițiativă și o inițiativă care a fost îmbrățișată de foarte mulți ieșeni care îmi sunt dragi și îi salut și pe ei ce aflați în această sală, pe această cale. Aș vrea să spun doar atât, că am o foarte simplă teză de livrat astăzi pentru noastră. E și ușor de reținut. Să fii liber înseamnă să fii lider și viceversa. Să fii lider înseamnă să fii liber. Câți dintre noastre vă simțiți liberi în această sală? Nu doar să plecați dacă nu vă place conferința, ci liber să interpelați, liber să întrebați, liber să ascultați, liber să vă revoltați și liber să construiți. Asta este întrebarea pe care orice tânăr trebuie să-și o pună și care întrebare m-a ghidat și pe mine în ultimii ani, atunci când am încercat să revin acasă după 7 ani de peregrinări în străinătate cu un proiect. N-am vrut doar să vin cu ca un fel de efect al unei întâmplări exterioare mie, ci am vrut să vin cu un proiect în țară și acesta este un proiect centrat în jurul libertății. Sunt bucuros să fiu la Iași, în această urbe care a dat o tradiție extraordinară din punct de vedere intelectual României, tradiția conservatoare care îmbină, nu-i așa, ideea de libertate cu cea de responsabilitate. Fără Titu Maiorescu, care să nu uităm avea un tată ardelean, fără Eminescu, care să nu uităm a vizitat Aradu în 1868, și fără Pepe Carp, nu am fi avut această sinteză fericită între ideea de libertate și ideea de responsabilitate. Sunteți dumneavoastră aici, cred, mai întrituiți decât toți ceilalți să fiți continuatorii acestei tradiții extraordinare, o tradiție junimistă, o tradiție care a murit în sens nominal după primul război mondial, tradiția conservatoare politică, dar care încearcă să fie reînviată de unii și de alții într-un context dificil pentru noi, fiindcă totuși conservatorismul sună prost astăzi, sună retrograd, sună chiar reacționar și în același timp mai credem că există o modalitate în care putem recupera conservatorismul plecând de la ideea de păstrare și chiar de transmitere. Este o idee foarte importantă pentru noi, fiindcă într-adevăr, insist, suntem sau reprezintă aici o comunitate care are extraordinarul privilegiu de a fi fost invitată să facă parte din clubul doamnei Thatcher, din clubul lui Václav Klaus, din clubul președintelui Kaczynski, clubul de gândire, vreau să spun, și de sensibilitate doctrinară, la care multe alte organizații din România nu au acces. Vin despre dumneavoastră cu această teză simplă, cu această teză care sper să rezoneze și care are următoarea premisă. Sunt foarte multe definiții ale libertății, sunt foarte multe noțiuni de libertate, despre libertate pe care le putem negocia, dezbate și cu toate acestea sunt foarte puțini apostoli ai libertății. Revin și spun, avem dascăli, aveți mulți învățători, dar nu aveți apostoli suficient de mulți, cred, în spațiul public. Cum se face trecerea de la
ideea de libertate la acțiunea liberă, nemijlocită. În cel puțin patru câmpuri, patru domenii pe care aș vrea să le descriu dacă am și cred că am un instrument de scris. Ideea de libertate și Hayek ne-a învățat că există o singură libertate și mai multe drepturi, așa cum există într-un stat modern o singură constituție și mai multe legi. Hayek ne-a învățat să gândim libertatea în sens singular și toate celelalte să fie doar derivații. Sunt patru câmpuri de acțiune în care eu simt că ideea de libertate trebuie să se întrupeze și în care v-aș invita și pe dumneavoastră să vă imaginați acționând peste 5, 7, 10 ani. Primul câmp de acțiune pentru ideea de libertate mi se pare evident educația. Al doilea câmp obligatoriu este câmpul economic. Cu alte cuvinte, avem școala aici, avem piața, piața liberă. Al treilea câmp, care este definit și în termen constituțional de tradiția nord-americană, de tradiția părinților fondatori americani, este presa, care vizează libertatea cuvântului. Și al patrulea câmp, inevitabil, dar nu voi fi partizan, voi fi corect cu noastră, mă voi ține de cuvânt, este ordinea politică. Prin care, atenție, tot timpul când spun astăzi, cel puțin de la ora 2 la ora 4, când spun politică, mă gândesc exclusiv la sensul grecesc al termenului. Faptul de a trăi într-un polis, într-o cetate. Faptul de a fi angajat în exercițiul de protejare a valorilor constitutive ale cetății. Polis, asta înseamnă, politeia este cetățenie în sens larg, politicos în limba greacă înseamnă să fii în primul rând membru al cetății, să nu fii barbar. Astea sunt cele patru domenii în care aș vrea să declinăm ideea de libertate, care, firește, a fost definită de către Hayek în multe feluri. În primul rând, știm clasica definiție a libertății negative, nu? Să fii liber de constrângeri. Să fii liber de amenințare. Este o libertate negativă, obligatorie în sens modern, pentru că, știm bine, modernitatea începe printr-un denunț al structurilor autoritare care, în general, n-au lăsat această libertate negativă să înflorească. Sigur că noi putem corecta ideea de libertate negativă spunând că există și o libertate pozitivă, nu doar liber față de frei von, cum s-ar zice neamțul, și nu doar neamțul, ci și frei für. Liber pentru ca să faci ceva. Să fii liber pentru ceva e un complement al faptului de a fi liber față de ceva. Ești liber de părinți odată ce împlinești 18 ani, ești liber de oarecum de structurile de autoritate parentală. Sigur că te aștepți de Paști și de Crăciun să primești eventual un borcan cu zacuscă, dar în orice caz simți nevoia să te emancipezi la 18 ani și să spui sunt liber față de voi, pot să votez cum vreau, pot să conduc ce mașină vreau, pot chiar să mă căsătoresc. În unele comunități asta se întâmplă chiar și la 12 ani, dar nu ești întru totul liber pentru ca să faci altceva. Din păcate însă, libertatea negativă și în domeniul educațional, și în domeniul economic, și în domeniul presei, și în domeniul politic, nici ea nu cred că este astăzi în România post-decembristă, despre care aș fi vrut să vorbesc, cu totul asigurată. Voi reveni asupra acestei teme și când spun asta mă refer la, de pildă, libertatea de participare la alegeri care decid o ordine de guvernare. Nu cred că întotdeauna asta este asigurată și o să pot detalia. Nu cred, și foarte precis la ce fac aluzie, la cele 3 milioane de români, doamnelor și domnilor, care nu au dreptul să participe în corpul politic al națiunii noastre, foarte direct spus, 3 milioane de români, unii dintre ei rude cu cei din această sală, nu au dreptul să participe la alegeri. De facto, nu de iure, de facto. De facto, ei nu au dreptul, de pildă, la vot prin corespondență, care este permis în Franța, care este permis în alte țări, nu și la noi. 6 mandate pot fi câștigate
pe seama lor, acelor 3 milioane care susțin economic și care au salvat România din criză. 6 mandate de parlamentar pot fi oferite diasporei, care este compusă din, repet, 3 milioane de români care muncesc în afară, în timp ce 2 milioane de cetățeni români din București, din orașul București, au acces sau pot să-și trimită în Parlament 34 de parlamentari. Repet, 6 reprezentanți pentru 3 milioane și 25 pentru 2 milioane. E o asimetrie tulburătoare și este o formă de restrângere a libertății de participare la exercițiul electoral. Există apoi problema autodeterminării cetățenilor și, în sfârșit, există problema autorealizării din punct de vedere economic a cetățeanului dintr-o comunitate, dintr-o cetate. O problemă pe care eu aș mai ales plasa-o aici, în zona economică, și voi reveni la această chestiune. Nu cred că avem, deci, din punct de vedere strict, formal, asigurate condițiile pentru libertatea negativă, cu atât mai puțin pentru cea pozitivă, care este una subiectivă întotdeauna. Libertatea negativă este obiectivă în sensul în care legile prescriu această libertate. Să fii, de pildă, liber de tortură. Este o chestiune pe care o prescrie legea. Să fii liber să mergi să votezi cu un conservator mai degrabă decât cu un progresist, asta e o chestiune subiectivă. Libertatea pozitivă este una subiectivă, libertatea negativă este una obiectivă, dar, repet, nu cred că, din păcate, avem motive să privim cele 4 sfere de acțiune, oricare ar fi noțiunea noastră de libertate, fie una pozitivă, fie una negativă, cu foarte multă satisfacție în România contemporană. Și vreau să detaliez. În primul rând, ideea de libertate în România, dincolo de educație, economie, presă sau ordine politică, are un mare obstacol, iertați-mă pentru asta, cei care îmi vedeți spatele, în chestiunea etosului, a mentalității. Noi nu știm de unde vin anumite gânduri, sensibilități, înclinații, propensiuni. Dar ele există. Propensiunea spre resemnare, tendința noastră de a îmbrățișa mitul Mioriței ca un mit fondator pentru cultura populară românească este una ubicuă. De altfel, cred că știți mai bine decât mine Miorița în varianta lui Vasile Alexandri, pentru că ați învățat-o la școală. Ce altceva este Miorița dacă nu o celebrare a fatalismului, o resemnare cosmică în fața unei decizii pe care o ia altcineva. Întotdeauna mi-a plăcut poziția mult mai virilă a celui care din ciobănaș s-ar putea transforma într-un cowboy și care eventual, atunci când vine Miorița și se plânge și se tânguie, o ia la întrebări. Aș fi preferat ca să avem o interpelare a Mioriței care duce veștile proaste și ce soluții mi-aduci, mi-ar fi plăcut să aud ca interpelare din partea ciobănașului, mai degrabă decât, nu-i așa, o pregătire pentru nunta cosmică și pentru întâlnirea acelui impersonal neant. Despre asta este vorba. Atenție, nu e nimic teologic în acest mit al Mioriței. Avem, deci, o problemă cu mentalitatea, avem o problemă cu lumea în care noi ne naștem. Nu trebuie să vă revoltați prea mult, e un simplu fapt. Că în cultura românească, noi aici, la răscrucea imperiilor, am construit un discurs, o narațiune comunitară care să acomodeze neputința noastră de autorealizare individuală. E un fapt acest lucru. De aceea cărțile pe care dumneavoastră le vedeți aici publicate la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, traducerile pe care le puteți găsi în diferite librării ale acestui oraș și care toate vin dintr-o tradiție libertariană, vreau să vă spun foarte franc, ele se nasc pe un cu totul alt sol. Culturalmente vorbind, ei aparțin lumii anglosaxone, acești autori, în timp ce noi aparținem unei lumi balcanice. Atitudinea față de ideea de libertate nu poate fi, din punct de vedere educațional și cultural, aceeași. Dar hai să spunem că ăsta este fondul genetic cultural, în sens cultural, pe care cu toții îl moștenim, după care, la o anumită vârstă, apare liberul arbitru, nu? Capacitatea de a decide de data asta pe cont propriu dacă vei accepta sau nu verdictul resemnării pe care Miorița ți-l livrează. România, țara lui, n-a fost să fie, nu?
România ca un loc unde retorica neputinței este omniprezentă, universală. N-are nicio șansă. N-are rost. Eșecul, ratarea, celebrată sub chipul boemei, eventual prin trop literar de tip, nu știu, romantic sau postmodern, sub orice formă, la noi, resemnarea, eșecul și ratarea sunt celebrate. În versiunea lui Cioran, care găsea mult mai interesantă povestea unui cloșar, să spun așa, unui cerșetor de București sau de Paris, decât povestea de succes a unui antreprenor. Nu e nimic profund metafizic în povestea de succes a unui antreprenor, ne spune nouă cultura literară. Și credeți-mă, n-am găsit nicăieri în literatura filozofică, eseistică sau sistematică românească, de la Cioran, la Blaga, de la Eliade, la Noica. Nu am găsit nicăieri o pagină care să elogieze antreprenorul. O pagină. Avem o problemă. Înseamnă că avem o tendință, una populară și una la nivel de elite, să propagăm acest mit al neputinței. Și cred că nu putem să contrapunem acestui mit al Mioriței decât faimoasa figură a Vitoriei Lipan din Baltagul, cea care își ia viața în propriile mâini și merge în căutarea dreptății și se răzbună pe soțul său ucis împreună cu fiul Gheorghiță, se răzbună până la capăt. Dar nu vreau să fac acum teorie literară, vreau doar să spun că aici avem o problemă de etos. Înainte de a avea o problemă punctuală cu educația, cu economia, cu presa sau cu ordinea politică, din acest etos, din această matrice culturală, ne tragem cam cu toții seva. Și inerția acestui etos cultural nu poate fi subestimată. Se datorează acest etos ortodoxiei răsăritene, așa ar fi spus poate un Drăghicescu la începutul secolului 20, cel care a scris o carte despre psihologia poporului român. Se datorează acest lucru prezenței noastre în spațiul Valah, așa poate spune Lucian Boia. În orice caz, cultul autodenigrării, ura de sine, disprețul față de neantul Valah, sunt tropi literari omniprezenți în discursul cultural românesc. Repet, cel mai recent caz fiind istoricul arhicelebrat Lucian Boia, care în cartea lui De ce este România altfel, justifică imposibilitatea ca România să devină vreodată un Singapore, un Hong Kong, un model de succes precum Macedonia, și voi reveni la aceste lucruri. Macedonia țara, nu respectiv un produs alimentar. Acum aș vrea, după ce am lămurit această problemă de fond, pe care nu putem schimba, dar o putem contesta, problema moștenirii, greaua moștenire bimilenară a etosului, să spunem, local, aș vrea să vedem și să ne uităm la cum anume libertatea și faptul de a fi lider consună cu cele patru sfere. Am spus că asta este axioma, asta e teza pe care vreau să o rostesc în fața dumneavoastră și, foarte simplu spus, toți cei care nu sunt liberi sunt sclavi, toți cei care sunt sclavi sunt slabi și toți cei care sunt slabi nu pot fi lideri. E foarte simplu ceea ce vreau să vă spun. Dar, până atunci, să fii liber, să fii lider, libertate, să spunem, aici ai concept, conceptul, aici ai leadership-ul ca acțiune. Și acum să vedem cum punem conceptul la lucru, vorba lui Hegel, în toate cele patru sfere. Prima, ce am descoperit uitându-mă înapoi, dar puțin și în jur, în jurul meu, este că școala românească, doamnelor și domnilor, nu construiește profilul unui lider în nicio împrejurare. Primul lucru care s-a luat de la dumneavoastră a fost libertatea cuvântului. Nu o să mă credeți, dar faptul că în 12 ani de școală, nici eu, nici dumneavoastră, cred, cu poate puține excepții la niște eventual școli vocaționale,
Nu am făcut sistematic un curs de teorie argumentării și de retorică sau oratorie, mi se pare pecetea limpede a unui sistem autoritar și totalitar care încă mai definește spațiul educațional românesc. Revin și spun, faptul că dumneavoastră nu ați învățat, precum Platon, precum Augustin, fericitul Augustin sau Sfântul Augustin, precum Toma d'Aquino, precum Cicero în Antichitatea Clasică Romană, cum anume cuvintele pot să folosească intenția de însuflețire a unui grup, chiar a unui popor, faptul că dumneavoastră ați fost reduși de cele mai multe ori la statutul de burete care absorbe un set de cunoștințe, de informații, care apoi trebuie livrate în mod mecanic, într-un examen, test grilă. Am înțeles că este la modă să faci teste grilă și cu viitorii lideri politici la Mișcarea Populară. Dar revin, faptul că, iertați-mă, sunt mici reflexe non-profesionale, faptul că noi încă evaluăm inteligența, IQ, plecând de la această capacitate de memorare a unui set de informații și niciodată nu punem la lucru extraordinara combinație între imaginație, inteligență discursivă, patos și, până la urmă, suflet, spune ceva dramatic despre școala noastră. Eu am salutat apariția în ultimii ani, 6-7 ani, a unor dezbateri, a unor școli de oratorie, care mi se pare că toate sunt cumva în afara curiculei. Nu cred că, în general, ele au fost adoptate la nivel ministerial, așa încât dumneavoastră să puteți face ceea ce orice student de la Cambridge sau de la Oxford reușește. Și o spun ca unul care a trecut prin școala englezească. La Oxford și la Cambridge ești învățat, ca și în alte centre universitare, evident ca și în Statele Unite, ca să poți susține un punct de vedere 5 minute, fără să crezi în el, neapărat. Pentru că imediat după ce ai susținut respectivul punct de vedere, să te pui în poziția adversarului tău și să replici ideile, sensibilitățile, punctele de vedere ale inamicului. Și doar după ce ai făcut acest transfer dificil, empatic, între viziunea ta și viziunea celuilalt, ceea ce este esențial pentru o cultură democratică până la urmă, doar după ce te-ai pus în papucii celuilalt, ca să fiu foarte academic, doar atunci poți să spui că începe o cultură a dialogului. Doar atunci poți să spui că în sfârșit ești capabil să știi cu cine stai de vorbă. Recent am avut o dezbatere cu un personaj public, Remus Cenea, și am spus că în sfârșit mă bucur că pot recunoaște portretul unui discurs progresist de stânga modernă care spune ceea ce și crede. Este foarte important, deci, să-ți poți recunoaște adversarul și deci și partenerul, în care poți să nu-ți regăsești nicio idee, dar pe care trebuie să-l respecti pentru că are enorma capacitate ignorată la noi, aceea de a comunica. Doamnelor și domnilor, noi nu trăim într-o lume a dialogului. În România, din păcate, spațiul public este confiscat de marea trâncăneală, iar sistemul educațional încă, în opinia mea, în mod regretabil, nu a absorbit intuițiile fantastice ale tradiției, ale marii tradiții a artelor liberale. Când Mircea Eliade a ajuns la Chicago în 1957, acest lucru s-a întâmplat doar pentru că rectorul universității Robert Hutchins, care în 1930 a consacrat noțiunea de mari cărți, great books, acest lucru s-a întâmplat pentru că acest rector, repet, a fost fascinat de capacitatea marelui istoric român, Mircea Eliade, de a conversa pe distanța 2500 de ani cu diferiți autori care erau purtătorii de mesaj a unei tradiții. A fi educat în marea tradiție a artelor liberale înseamnă să fii capabil de conversație. Să știi că acel om din fața ta poate să reprezinte tradiția epicureică în filozofie, cu alte cuvinte, o tradiție hedonistă care crede că scopul vieții poate fi redus la senzații plăcute, la starea de plăcere și la absența durerii. De asemenea, te poți angaja într-o conversație cu un stoic. De asemenea, poți să stai de vorbă cu un ateu. Cât de frecvente sunt dezbaterile, în opinia mea, sterile, dar care stilistic
vorbesc despre, încă despre o societate liberă, cât de frecvente sunt dezbaterile, doamnelor și domnilor, în Occident, între teologi și atei, între arhiepiscop și episcop și agnostici. Umberto Eco împreună cu cardinalul Martini, Rowan Williams împreună cu Christopher Hitchens sau Richard Dawkins, conversații televizate, pro și contra, la BBC, ore de maximă audiență, în care un punct de vedere care susține, să spunem, credința în Sfânta Treime, se opune unui alt punct de vedere care reduce totul la biologie și la chimie, dar capacitatea aceasta de dialog și de conversație și de empatie este recunoscutibilă de ambele părți. Capacitatea de construcție de poduri discursive este unul din atributele fundamentale ale libertății, doamnelor și domnilor. Cel care nu este în stare să formuleze un punct de vedere pe bază de argumente, de inferențe logice și apoi, bineînțeles, cu tot ceea ce înseamnă elementul retoric, de înflorituri și de figuri de stil, cine nu are această capacitate este, în opinia mea, mai degrabă sclav decât un om liber. Din acest punct de vedere, cu educația avem o problemă. Nu suntem formați în spiritul libertății, mai ales a libertății cuvântului, care înseamnă dialog. Nu suntem de asemenea formați într-un spirit care să te poată transforma într-o bună zi în lider. Absența libertății înseamnă și absența liderilor. Vreau să mergem mai departe. Cum stăm cu spațiul economic? Cu spațiul economic nu stăm foarte bine, dacă e să mă uit obiectiv, nu-i așa, la un index publicat, poate că știți deja și îmi cer scuze dacă mă repet, dar poate că unii nu știu, The Heritage Foundation. Indexul libertății economice, clasicul index care apare în fiecare an. Sunt lucruri spectaculoase, doamnelor și domnilor, dacă ne gândim la România ultimilor 24 de ani, dar și la condiția istorică și socială a tuturor țărilor foste satelit ale URSS. Vreau să vă spun așa, nu m-a surprins, pentru că am avut fericirea să ajung o dată acolo, faptul că pe primul loc se află Hong Kong. O țară în care totul e gândit pentru a facilita comerțul, o țară în care nu există TVA, aviz amatorilor, o țară în care acum 60 de ani exista doar mlaștină și astăzi avem probabil cel mai important pol al industriei financiare din Asia. Firește, pe locul 2, Singapore. Singura țară unde tradiția meritocratică e respectată, unde funcționarii publici, oamenii din administrație, sunt plătiți la același nivel cu managerii de companii, de mari companii, unde foarte multe lucruri se întâmplă și pe care noi încă nu le emulăm. Australia e pe locul 3, dar surpriză, singura țară europeană în top 5 sau top 10 este una care nu aparține Uniunii Europene. Elveția, în topul libertății economice, pe locul 5. Chile, pe locul 7. Și pentru că știu să produc un vin foarte bun, dar pe locul 13, surprise, surprise, Estonia. Estonia, care este foarte inovatoare și în ceea ce privește, de pildă, faimosul e-government sau liquid democracy, ideea asta de democrație participativă fiind larg îmbrățișată, problema noastră despre care am vorbit cu dreptul la participare, Georgia lui Shakashvili pe locul 21, Cehia pe locul 29, și Macedonia, despre care vă vorbeam, acea Macedonie unde un cunoscut europarlamentar român a activat un an de zile într-o luptă împotriva corupției, Macedonia pe locul 23. România, poate vă întrebați, este pe locul 59. În spatele său Thailanda, dar înaintea României avem țări prestigioase precum Oman, Jamaica și El Salvador. Să nu-mi spuneți că n-ați admirat economia din El Salvador înainte de a vorbi cu dumneavoastră pe acest subiect. Ăsta este indexul libertății economice produs de Heritage și respectat unanim de marile publicații occidentale. Este indexul libertății economice publicat și de Wall Street Journal. Este indexul peste care, evident, vă dați seama, orice antreprenor se uită înainte de a veni în țara dumneavoastră și a noastră și a mea ca să investească un euro. Nici măcar un euro sau nici măcar un cent nu va fi investit în România fără ca un antreprenor, un capitalist autentic să se uite înainte pe acest index. Și se va gândi de două ori de ce merg în România și nu în Macedonia. De ce merg în România și nu în Estonia. De ce merg în România și nu în Georgia.
își va pune această întrebare pe care mulți cred că o ignor. Cum se face acest index al libertății economice? Foarte simplu, prin niște evaluări a unor parametri care implică respectul constituțional sau garanția constituțională a dreptului la proprietate, tratamentul de care se bucură corupția, în ghilimele tratament, fie prin DNA, fie prin, era să spun, ADN. De asemenea, e vorba de libertatea fiscală și monetară, despre libertatea mișcării forței de muncă în interiorul acelei economii, despre libertatea comerțului, libertatea investițională, tot ceea ce produce bani, oportunități plus valoare în general și, evident, stimă de sine, valoare adăugată la nivelul persoanei umane. Lucrul extraordinar pe care îl produce economia, și știu că am aici mulți economiști în față și mult mai pricepuți, este nu doar prosperitatea, ca să o cităm pe Margaret Thatcher, e important să nu uităm că bunul samaritan n-avea doar bune intenții, ci și bani. Pe lângă bani însă, economia liberă, capitalismul, piața, produce acest lucru extraordinar numit stima de sine. Libertatea. Cum stăm cu libertatea în acest orizont dificil numit presa? Despre care, repet, părinții fondatori au vorbit ca aproape despre, nu, cel de-al patrulea pilon al statului de drept. The blessings of liberty, așa se raportează cei care au redactat la Philadelphia Constituția Americii la ideea de libertate, care e una, au inclus în ideea de libertate libertatea cuvântului, libertatea de conștiință. Firește. A critica guvernarea, a critica puterea, este un lucru fundamental. Este o expresie a libertății individuale pe care modernitatea avea, o oferă lumii noi și, firește, este un lucru la care au ținut mulți din clasicii noștri. Vreau să vă citez dintr-o scrisoare a lui Caragiale din 1907, publicată într-un ziar cu un nume bizar, România Muncitoare, care sună astfel, scrisoarea. Om din popor, fără nume de naștere, fără avere, fără sprijin. Mie nu mi-este permis un moment să uit, oricât de puțin ar însemna persoana mea ca publicist, că n-am avut alt protector în viață, eu, Ile Caragiale, decât libertatea tiparului. Era un text scris la începutul secolului 20, într-o limbă română pe care mulți și-ar dori-o. Era un text scris de un publicist care s-a hrănit din cuvinte și a hrănit pe alții cu inteligență. Este un text care face elogiu libertății tiparului, care astăzi aș vrea să vă întreb, după 23 de ani, într-un alt index al libertății presei de data asta și nu al libertății economice, aș vrea să vă întreb cam pe ce loc credeți că s-ar afla. Pun această întrebare pentru că, în mod evident, sistemul educațional care prețuiește sau nu libertatea cuvântului hrănește mediul economic cu oameni de un anumit tip de caracter sau pur și simplu cu anumite calificări profesionale, iar mediul economic, în funcție de cât de sănătos este, meriți-vă doar la aspectul numit publicitate, susține libertatea presei. Acolo unde nu există economie liberă, este foarte greu să ai o presă liberă. Este foarte greu să ai lideri de opinie, așa cum îi numim noi, sau directori de conștiință. Este foarte greu să ai cu adevărat reprezentanți ai excelenței, așa cum în domeniul economic ar trebui să avem reprezentanți ai excelenței în persoanele, aș spune mai ales în persoanele celor care vor să fie antreprenori. Mai fac o scurtă precizare întorcându-mă la chestiunea economică și educațională. Câți dintre dumneavoastră oare n-au fost crescuți acasă sau poate chiar în școală cu această idee, că tot ceea ce poți să-ți dorești într-o bună zi este să fii un angajat la o multinațională sau în orice caz la stat, în orice caz într-un spațiu de securitate bine asigurat. Și câți dintre noastre ați citit Birocrația de Mises ca un antidot la această iluzie a securității care, evident, îngroapă libertatea.
Din păcate, același lucru îl putem spune și ăsta este ultimul lucru la care aș dori să mă refer, dar care este mult mai dureros pentru mine, despre ordinea politică. Aș vrea să mă înțelegeți bine, pentru că pot să fiu mult mai mult decât un trivial propagandist sau un banal scriitor de manifeste. Chiar îmi pasă de felul în care ordinea politică și ordinea constituțională funcționează pentru toată lumea, nu doar pentru mine sau pentru grupul meu de prieteni, de amici. Și deci, când vorbesc despre ordinea politică și despre capacitatea noastră în România, în această societate determinată, de a genera și liberi, și oameni liberi, și lideri, mă gândesc foarte adânc la toate tipurile de sensibilități. Nu am absolut nicio problemă să existe socialiști autentici într-o țară ca România, care chiar cred în redistribuție, care chiar cred în dreptul la monopol al statului asupra sănătății sau chiar asupra educației. Într-un fel, să știți că această constrângere care pe mine mă obosește e o formă de violare a libertății mele de conștiință, dar o voi suporta până la sfârșitul conferinței. Și spun asta pentru că am văzut în America foarte mulți studenți la 18 ani angajați în cluburi de dezbatere. Aveai democrații pe de o parte și republicanii pe de altă parte. Mi s-a părut mereu artificial faptul că oameni cu drept de vot nu au dreptul în campusurile universitare de la noi să organizeze dezbateri doctrinare. N-am spus de alt tip, nu partizane, ci doctrinare. Și asta este o chestiune la care merită să reflectați și dumneavoastră. Dar această cultură teribilă a docilității, repet, submission, în traducere arabă, islam, această cultură a docilității, după părerea mea, creează în ordinea politică mari probleme. Aș spune chiar malformații. Aș vrea să existe, deci, oameni de sensibilitate socialistă, aș vrea să existe oameni de sensibilitate libertariană, aș vrea să existe oameni de sensibilitate conservatoare, care chiar cred în ceea ce spun. Este prima condiție. Să știi că ai în fața ta un om care chiar și crede în ceea ce spune și care este liber să creadă în ceea ce spune. V-aș întreba, înainte de a merge vreodată la vot, dacă ați putea să, mental cel puțin, să imaginați un index al libertății individuale în cadrul diferitelor partide care vin cu oferta dumneavoastră. Dacă socotiți că libertatea economică e importantă, și eu cred că e importantă, dacă socotiți că libertatea presei este importantă, gândiți-vă și la libertatea de conștiință a celor care iau decizii. Cât de liberi pot să fii în structuri organizaționale bazate pe un leadership care, pentru a prelua mitul antichității, promovează figura unui Saturn care își devorează proprii copii. Cu alte cuvinte, fac aluzie la un comportament în cadrul unor mari organizații care au apoi putere de decizie la nivel guvernamental, unde nu crește talentul, unde înmulțirea talentului este o problemă, unde competiția este percepută ca o amenințare și unde dreptul final al liderului de a închide gura oricărei forme de dizidență articulată, la asta mă refer, este indiscutabil. Cred sincer că avem o problemă în societatea românească cu identificarea unor lideri autentici, unor oameni liberi și care nu simt și nu resimt frică, amenințare sau șantaj la gândul doar că ar putea spune ceva care să nu convină establishmentului. Nu am timp acum să dezvolt și cred că m-am lungit suficient să dezvolt o temă centrală în fenomenologia spiritului de Hegel. Dar un pasaj important care apoi a fost, în opinia mea, deturnat de Karl Marx în toată aberanta explicație pe care el o dă nașterii capitalismului, în care vede doar exploatarea, nu? Dintre exploatarea proletariatului de către o clasă de proprietari. Dar originea acestei teme este fenomenologia spiritului, în care Hegel discută despre raportul stăpân-sclav. Și foarte simplificat spus, foarte pe scurt, Hegel spune că sclavul este oricare dintre noi capabil, orice om din această sală, capabil, astăzi sau mâine, să renunțe la libertatea cuvântului,
la libertatea conștiinței sau la libertatea de acțiune în beneficiul unei recompense materiale care înseamnă securitate fizică. Faptul, pe scurt, de a nu muri. Dacă eu garantez în această sală oricui că urmându-mă el nu va muri și acea persoană va spune îmi îngrop toate opiniile, toate aspirațiile, toate visele pentru a mă încolona în spatele tău, se cheamă că eu sunt stăpân și acea persoană un viet sclav. Nu mă întrebați dacă iubirea are acest tip de chimie între cei doi parteneri, dar să revenim puțin la politică. Dacă ați cedat cumva drepturi de suveranitate recent, iubirea are mai puține chimie și mai multă fizică. Da. Oricum, mult mai puțină metafizică decât Hegel. Mai nou, cel puțin. Să revenim totuși la raportul stăpân-sclav. Știți ce e interesant? Sclavul se mulțumește cu un singur lucru. Cum spunea Blaga, nu? Omul trăiește într-un mister și revelare, iar animalul trăiește într-un imediat și necesitate. Sclavul, și să fie iertat acest termen, repet, este un termen academic, tehnic, sclavul de asemenea se mulțumește cu încă un lucru. Pe lângă hrană, pe lângă faptul că supraviețuiește, faptul că nu moare, spune Hegel, faptul că orizontul morții îl sperie e suficient, și se mai mulțumește cu un lucru, cu recunoașterea stăpânului. Cu faptul că stăpânul mânguie din când în când ritualic pe creșteri. Pentru mine asta înseamnă în sens politic flatarea de tip, aș spune, mă rog, populist, a plebei, a gloatei. Din când în când, gloata îl alege pe Baraba, nu pe Iisus. Și când se întâmplă asta, se naște o religie. Și când religia aceea continuă după 2000 de ani, îți pui niște întrebări. Dar trecem peste asta. Stăpânul, Pilat, a mângâiat într-un context, bine știu de dumneavoastră, am îngheat pe creștet mulțimea care vroia o ofrandă, care vroia o jertfă. Și jertfa știm ce nume poartă și Baraba a fost eliberat și mulțimea a jubilat mulțumit. Asta fac stăpânii care dau pâinea, dau circul și apoi mângâie pe creștet plebea mulțumită. Dar știți că se întâmplă un lucru, spune Hegel. Stăpânul se plictisește. La un moment dat, stăpânul se plictisește. Și Origen spune că sufletele se pot plictisi în rai și cad din nou, dar nu intrăm în teoria metempsicozei de Origen, ci rămânem la Hegel și vă spun că la problema plictisului există o soluție. Ce face stăpânul? Ce credeți că face stăpânul? Când se plictisește, se vadă o lume uriașă, strânsă în gesturi de osanale în fața lui. Gândiți-vă, vorbesc despre lumea veche, vorbesc despre Darius, vorbesc despre mari împărați ai Persiei, regi vreau să spun, da? Vorbim despre cultul împăratului din Roma, lui Iulius Cezar, pater patrie. Ce face atunci un lider când se plictisește văzând această mulțime, această gloată care îl adulează? A citit cineva? Știe cineva? Declanșează un război. Caută un alt stăpân. Se uită pe harta lumii și spune Saddam. Ăsta încă mai e pe hartă. Sau se uită și spune Slobodan Milošević. Știți gluma aceea, nu? Slobodan Milošević și cu Bill Clinton în Auckland, în Australia, în Noua Zeelandă, întâmplător 92 se întâlnesc într-un aeroport și de departe îl vede Bill Clinton pe Slobodan Milošević și spune unbelievable. Slobodan, tu ești? Și ăsta zice, da, it's me, Bill, it's me. Și ăsta spune, unbelievable. Era un Noua Zeelandă. The world is so small. La care Slobodan zice, no, Serbia is great. Când te plictisești, declanșezi un război. Iar Hegel spune, istoria, mare istoria umanității este istoria războaielor, declanșată de stăpânii plictisiți, de propriilor sclavi, în căutarea recunoașterii, the honor canon. Pentru asta trăiește un mare stăpân. Și uitați-vă la războiul între
între Egipt și Imperiul Roman, între Hannibal și primii romani. Uitați-vă la multe războaie care până la urmă au ca miză reglarea de conturi între mari lideri. Eu nu spun că toate sunt așa, dar Hegel chiar susține că istoria umanității este o permanentă încercare de a regla nevoia de recunoaștere la nivelul acesta al pieptului, al timosului, nevoia pe care orice stăpân o resimte. Dar din păcate pentru noi, această logică care domină foarte multe organizații statale sau politice, această logică este perdantă. Pentru că un lucru fundamental pe care noi l-am moștenit din creștinism este pierdut. Și asta este un alt tip de relație despre care nu voi vorbi acum, dar care presupune, în sens pur teologic, relația între tată și fiu. Relație care presupune împlinirea fiului prin tatăl și a tatălui prin fiu, în niciun caz anihilarea reciprocă, și este o împlinire prin iubire, iar nu prin rivalitate, și este un orizont al vieții și nu al morții. Și cealaltă posibilitate este, într-un sens, aș spune, de data asta chiar secular, relația între maestru și discipol. Pot să accept că nu avem relația tată-fiu, pot să accept că nimeni nu ajung, că nu mulți ajung la rafinamentul teologic al Evangheliei după Ioan ca să înlocuiască stăpânul și sclavul cu tatăl și cu fiul, eventual fiul risipitor care se împacă și celebrează apoi iubirea finală. Pot să înțeleg asta, dar cu siguranță există un intermediar între cele două extreme, tată și fiu aici, stăpân și sclav aici, există relația de discipolat. Iar relația de discipulat presupune o inițiere a noastră, a celor tineri, într-o anumită taină care ține de arta conducerii. Și care artă este, în primul rând, arta de a fi liber. Aș vrea să închei spunându-vă că această ultimă ofertă pe care istoria europeană, istoria culturală europeană, vă face și dumneavoastră, se poate rezuma la următorul enunț cu care aș dori să și închei. A fi lider sau a fi liber și în același timp conducător înseamnă să te conduci întâi pe tine însuți înainte de a-i conduce pe ceilalți. A fi liber sau a fi un conducător înseamnă să conduci după legi, nu după capricii sau după afecte. Și în sfârșit, a fi liber și a fi conducător înseamnă să știi că nu vei fi conducător întotdeauna. Vă mulțumesc!